Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie 2021. Nu uitați să ascultați cele 4 părți cu cele mai importante previziuni ale anului 2021, pe fiecare zodie în parte existente acum pe YouTube, ca să înțelegeți mai bine și să puteți face conexiunile mai ușor. Evenimentele astronomice și astrologice importante le găsiți tot în primele părți ale previziunilor pe 2021, așa că nu mai insist pe ele. Dar o să vă spun așa la modul general că februarie este un fel de înfruntare de energii pe semn de Taur cu cele de Vărsător. Pe 1 februarie Venus intră în Vărsător și asta înseamnă că avem cam 3 săptămâni timp să ne revizuim relațiile. Tot atunci avem o quadratură între Soare în Vărsător și Marte în Taur, care ne dă mai mult curaj și mai multă determinare, dar și orgolii pe măsură. În prima jumătate din lună avem 5 planete care se înghesuie pe semnul Vărsătorului, adică Soarele, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn. Această aglomerare de planete ne aduce nonconformism și aderarea la niște grupuri care ne împărtășesc valorile și dorința de progres. Apoi, la sfârșit de prima decadă de februarie, Mercur retrograd creează o tensiune în plan mental, fiind pe quadratură cu Marte în Taur. Este o perioadă în care noi trebuie să găsim soluții care să ne asigure progresul. Apoi, în jur de 13, Mercur retrograd face conjuncție cu Venus și asta ne dă imbold spre discuții pe cercuri de socializare. Pe 14, Marte în Taur face sextil cu Neptun în Pești și asta ne aduce acțiune plină de inspirație și de flair. Apoi, pe 17, quadratură între Saturn și Vărsător cu Uranus în Taur, ceea ce ne dă impuls spre progres. În jur de 20 avem Venus în quadratură cu Marte și asta aduce presiuni pe relații pe motive financiare. Pe 21, Mercur își reia mersul direct și asta ne aduce percepții mai clare și mai multă libertate de mișcare în proiectele noastre. Pe 25, Venus intră în Pești și asta ne vorbește despre dragoste, sensibilitate sau empatie în relații. Tot în jurul acestei date este un trigon făcut de Marte cu Pluto și asta aduce o energie de mobilizare fantastică. Cumva să ne depășim limitele în rezolvarea celor propuse. Sigur că pentru fiecare dintre elementele astrologice amintite, pentru fiecare zodie în parte, are altă semnificație. Va fi pe câte o casă diferită și atunci va avea alt impact asupra voastră. Le voi menționa acolo unde ele sunt cu adevărat importante pentru zodia respectivă. Înainte însă de a începe prezentarea pe fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului MysteriousPedia găsiți materiale speciale, altele decât pe YouTube, fără reclame și cu doar 1 euro pe lună puteți avea acces la ele. Acolo veți găsi ritualuri antice astrologice, puteți beneficia de astrograme la prețuri speciale, astrograme medicale, sinastrii, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe aceste domenii. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie pentru fiecare zodie în parte. Vărsător și cei cu ascendent în Vărsător. Pentru mulți dintre voi este ziua voastră de naștere, așa că o să vă spun de pe acum la mulți ani. Luna februarie va fi foarte importantă pentru voi ca și semn fix, mai ales pentru cei născuți între 27 ianuarie și 1 februarie. Această categorie de vărsători vor simți cel mai tare energia lunii februarie. Mercur, planeta comunicării, este încă retrogradă, chiar pe semnul vostru, așa că zona de decizii, de gândire, de detalii merge undeva în trecutul vostru spre a fi reanalizată, revizuită. Putem spune că tot semnul vostru astral este sub o mare revizuire, adică tu, ce și cum faci, cât de bine faci, unde te-ai descurca mai bine și unde nu și tot așa. Energia de Stellium, adică cele 5 planete care se vor aglomera pe casa 1, vin să vă ajute în aceste semne de întrebare și decizii pe care voi trebuie să le luați. Pe 1 februarie, Venus intră pe energie de vărsător exact în casa 1 și veți fi mai atractivi, mai frumoși, mai energetici, mai iubăreți. Cu alte cuvinte, veți avea lipici la ceilalți. Venus poate să aducă și oportunități financiare. Acest Venus se va arătura Soarelui, lui Mercur încă retrograd, lui Jupiter și Saturn pe prima voastră casă, formând acel Stellium de care vă spuneam. Așa că tu trebuie să-ți folosești foarte bine abilitățile, să te folosești de această energie extraordinară, să stabilești țelurile pe termen lung, să ai curaj și înțelepciune. Va trebui să te gândești mai bine și mai mult la tine, lăsând pe ceilalți mai la o parte, astfel că la sfârșit de februarie voi să apăreți într-o altă formă și o altă lumină, mult mai frumoasă, mai atrăgătoare și pe afară și pe dinăuntru. Acest Stellium, adică această aglomerare de energii care conlucrează ca una singură, vine și spune că trebuie să-ți crești stima de propria ta persoană în fața ta, dar și a partenerului, să devii mai bun tu cu tine, să te ierți și să vezi atunci ce multă lume vei atrage prin această atitudine. Pe 11 februarie avem lună nouă la 23 de grade vărsător, tot pe prima casă. Este cea mai întunecată fază a lunii și aici vorbim despre magia adusă de noapte, de ideile noastre bune pe timp de noapte. Acum trebuie să ne plantăm semințele dorințelor noastre și să dăm timp Universului să le pună în aplicare. Le vom planta pe baza intuiției și a instinctului nostru și vom vedea cum se dezvoltă în următoarele 4 săptămâni. Trebuie să mai știți că toată materia se mișcă cu energia lunii, amintindu-ne că de fapt suntem o mică parte dintr-un univers infinit. Luna are influență puternică asupra corpurilor noastre spirituale, pentru că este cel mai apropiat element astronomic de Pământ. Un mod prin care te poți conecta la energia lunii este reprezentat de ritualuri. Le aveți pe platforma Patreon de care vă spuneam la început de material. Energia mare a lunii noi accentuează trăsăturile vărsătorului, adică originalitatea, inventivitatea, schimbarea, viteza, dorința de cunoaștere, dedicarea, perspectiva, cooperarea. Gândiți-vă că vorbim despre 6 planete pe semnul vostru, o energie greu de măsurat. Așa că acum este cel mai potrivit moment să vă cunoașteți pe voi înșivă și să vă arătați intențiile de viitor Universului, să vă dați scopuri serioase în viață. Și dacă sunteți în căutarea dragostei, cu siguranță că este foarte aproape de voi. Iar dacă sunteți în niște relații nu tocmai satisfăcătoare, atunci inconvenientele vor ieși la suprafață mai mult decât de obicei. Dar voi nu veți sări la gâtul partenerului, ci cu vorbă bună și argumente veți trata problemele de nemulțumire sau veți renunța la el. Pe 12 avem intrarea în noul an chinezesc sau anul bivolului de metal, cel care simbolizează multă muncă, determinare, seriozitate, responsabilitate, dar și construirea a ceva nou pe planurile pe care le găsiți în casa voastră 1, adică pentru voi, familia voastră, comunitatea în care trăiți. Pe 14 februarie este ziua de Valentine, dar mai este și conjuncția dintre Mercur încă retrograd cu Jupiter, tot pe casa voastră 1. Jupiter aduce discuții frumoase, fructuoase, decizii bune, față de ceva ce vine din trecut și în urma căruia voi acum trebuie să reveniți și să trageți niște învățăminte profunde. Pentru că planeta Jupiter aduce putere de expandare, de extindere și vă va arăta înțelepciunea ce puteți să o obțineți din aceste învățăminte trecute, pentru că 2021 este anul expansiunii, dar și al maturității pentru voi. Pe 17 februarie avem prima dispută energetică dintre Saturn în casa 1 și Uranus în casa 4, prima de acest gen pe 2021. Oricum, în această dispută, Uranus are câștig de cauză. Planeta Saturn este denumită și planeta care înflorește târziu, tocmai pentru că tot ce este atins de influența acestei planete în horoscop tinde să-și îndeplinească potențialul adevărat numai după mulți ani de luptă și de maturizare. Într-un fel sau altul, atât în bine cât și în rău, efectele complete ale lui Saturn se desfășoară foarte lent. Lupta dintre cele două planete înseamnă lupta pentru libertate și, în timp, ea duce la o dezvoltare puternică a cunoașterii de sine, o forță în transformarea noastră ca indivizi. Acest pătrat astrologic este un fel de apel de urgență cosmic, ce trebuie să spună că voi faceți ceva, trebuie să acționați, să vă schimbați, pentru că ceva v-a ținut pe loc toți acești ani. Acum, voi veți fi puși sub tensiune în mod special de către univers, tocmai ca să acționați, să vă mișcați și să nu cumva să vă împotriviți schimbărilor ce vor veni. Această bătălie între cele două energii o să vă scoată din pasivitate, din comoditate, din fixitatea de până acum, din ideile voastre vechi care vă țineau pe loc. În această luptă dintre vechi și nou, voi trebuie să vă reinventați, pentru că Uranus nu acceptă un refuz și puteți face aceste schimbări prin mult tact, precizie, organizare, cu simț practic, pe domeniile de casă și cămin, poate chiar o schimbare de locație, sau pe relația de suflet, sau pe emoțiile voastre care acum sunt puse la bătaie. Aveți nevoie de alte metode, de alte proceduri ca să reușiți ceea ce vă doriți. Pentru că Uranus vine și vă bate la ușă și zice, atenție, aveți nevoie de o resetare la nivel emoțional, ceea ce nu este un lucru ușor. Cu siguranță că și în familia voastră vor fi ceva provocări, cărora trebuie să le faceți față cu atenție și cu seriozitate, fără să pârjoliți totul în jurul vostru, cu răbdare și cu diplomație. Fiți flexibili și adaptabili cu schimbarea, deoarece Universul lucrează spre binele nostru suprem. Pe 18 avem Soarele, care se mută pe energie de pești și aduce vitalitate și căldură în casa voastră a finanțelor. Așa că, poate veți cheltui mai mult decât de obicei. Poate vă veți trasa niște planuri financiare valabile în tot anul 2021. Oricum, este pe partea materială. Pe 21 februarie, Mercur iese din retrogradare, așa că veți avea parte de o nouă și o mai bună comunicare. Proiectele care au rămas agățate acum se vor pune în mișcare. Veți avea noi idei de promovare a voastră ca și persoană. Pe 25, Venus se alătură Soarelui pe energie de pești și asta cu siguranță că vă va scoate ceva bani din buzunar, dar va fi pentru confortul vostru emoțional și fizic. Pe 27 avem lună plină pe energie de fecioară și asta aduce o energie pe casa voastră 8. Casa probelor în viață, surprizele destinului, încercările voastre karmice. Luna plină este modul prin care Universul ne ajută pe fiecare în parte să manageriem schimbarea și dezvoltarea. Când este lună plină, adică în opoziție cu Soarele, apare un conflict între Soare și Lună, între Yin și Yang. De aceea se spune că luna plină iluminează și scoate la suprafață adevărul suprem. După cum v-am mai spus și cu alte ocazii, pe lună plină se nasc mai mulți bebeluși, somnul se mai înrăutățește, păsările comunică diferit și rata criminalității crește și facem ritualuri. Ritualurile specifice le găsiți pe platforma Patreon a canalului MysteriousPedia. Tot pe lună plină, ceva trebuie terminat, revizuit sau dus la îndeplinire. Uitându-mă pe harta astrală pe care o aveți în imagine, cred că va trebui să schimbați ceva pe domeniul ce ține de soțul sau partenerul de viață. Trebuie să vă asigurați că resursele materiale comune sunt pe baze cinstite și solide, echitabile. Adică, aportul vostru financiar poate este mai mare. Poate vă risipiți finanțele inutil cu actualul partener de viață și vă goliți contul fără să aveți vreo siguranță materială din partea sa. Sunt multe posibilități, dar în această zonă voi trebui să priviți cu mare atenție. Orice oportunitate de investiție, faceți-o în așa fel încât să fiți siguri că voi sunteți beneficiarii direcți și nu iubitul, logonica, neamurile și așa mai departe. Pe 28 februarie avem de a face cu Marea Trină de Pământ, adică Luna în Fecioară, Pluton în Capricorn și Marte pe energie de Taur. Astfel că vor fi noi decizii, noi învățăminte și noi manifestări, dar care vor trebui să fie practice, stabile, calme și pe planul materialului în viața voastră. Ele sunt considerate ca și oportunități de viață și de aceea voi trebui să luați din ele cele mai avantajoase părți, cu indicația să vă mișcați încet, precaut, dar sigur, pe direcția înainte. Trina este de fapt un triunghi astrologic holistic, care aduce noroc pe calea vieții. Cuvintele cheie acum sunt armonie și noroc în rezolvarea unor lucruri cu mai multă ușurință decât de obicei. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.